Doliu în lumea cinematografiei. Actorul Lucian Iancu a murit la vârsta de 84 de ani. Doliu în lumea cinematografiei, după ce actorul Lucian Iancu a murit. Anunțul trist a fost făcut de echipa Teatrului de Stat Constanța. A jucat în peste 20 de filme de cinema și televiziune și a fost distins cu numeroase premii. Actorul, înainte de a fi ajuns la Constanța, a lucrat în teatrele din Botoșani, unde a jucat rolul Cirano din Cirano de Bergerac de Edmond Rostand și din Piatra Neamț, unde a jucat în celebrele spectacole cu care s-a lansat în lumea teatrului Andrei Șerban, Noaptea încurcăturilor și Omul cel bun din Secioan. Apoi a jucat la Teatrul Mic din București. Lucian Iancu a fost director al Teatrului Constanțian în două rânduri, între 1984-1985 și între 1994-1998 a fost profesor la Universitatea Hyperion și de la Facultății de Teatru a Universității Ovidius. În anii 90 a fost invitat să joace la Limoges, în spectacolul Trei surori de Cehov, în regia lui Silviu Purcărete. De asemenea, a făcut parte din pleia de aur a Teatrului Constanțian, alături de Vasile Cojocaru, Eugen Mazilu, Titus Gurgulescu, Liviu Manolache, Virgil Andriescu, Iulian Enache, Lică Gherghilescu. Înainte de Revoluția din 1989, a încercat să plece ilegal din România la bordul mineralierului condus de Florentin Scalețchi, care a fost deturnat către Istanbul și a fost condamnat, în 1985, la o pedeapsă de 20 de ani închisoare. În ziua imediat următoare tentativei lui de evadare, s-a primit dispoziție la teatru să fie arse toate afișele, programele de spectacol și fotografiile în care îi apăreau numele sau chipul, peste 20.000 de exemplare. Timp de 5 ani, actorul a fost deținut politic la penitenciarul Poarta Albă și la penitenciarul Aiut. În 2 februarie 2020, la Teatrul de Stat Constanța, a fost organizat pentru Lucian Iancu un eveniment surpriză, cu ocazia aniversării împlinirii vârstei de 80, chiar înaintea reprezentatiei spectacolului Gaițele. Lucian Iancu a interpretat peste 60 de roluri pe scena constanțiană, unul dintre ele fiind Ianche din Tache, Ianche și Cadr. Actorul a tradus și a publicat în revista Tomis multe texte, unele dintre ele fiind și puse în scenă.